Potrivit unui proiect legislativ depus în Parlament, părinții care au copii cu handicap vor putea lucra de acasă 8 zile pe lună, iar cei cu mai mulți copii încadrați în grad de handicap beneficiază de câte două zile în plus pentru fiecare copil. De asemenea, va fi extinsă și vârsta copiilor care au nevoie de atenția părinților, de la 11 la 18 ani. Proiectul de lege a fost adoptat în această săptămână de Senat, dar votul final aparține Camerei Deputaților. Senator România a aprobat inițiativa prin care se instituie forme flexibile de lucru pentru salariații care au în îngrijire copii încadrați în grad de handicap în vârstă de până la 18 ani. Aur a votat pentru această inițiativă în ședința de plen de marți, iar acum Camera Deputaților are rolul de a desăvârși aceste demerse de susținere a persoanelor cu dizabilități și însoțitorilor acestora. Încă o propunere legislativă de care trebuie să țină seama deputații Hunedoreni care vor trebui să susțină inițiativa care vine în ajutorul persoanelor cu dizabilități. A menționat senatorul Hunedorean Vasili Căpotecă într-un mesaj de pe rețelele de socializare. Completarea codului muncii cu noile prevederi este justificată de faptul că copiii cu handicap au nevoi speciale atât din punct de vedere fizic cât și psihic, ceea ce implică o îngrijire suplimentară din partea părinților. Printre prevederile cele mai importante figurează faptul că părinții cu copii cu handicap pot face telemuncă 8 zile pe lună față de 4 zile pe lună cât sunt prevederile actuale. Vârsta copilului cu handicap a cărui părinte poate face telemuncă 8 zile va crește până la 18 ani. Acum vârsta este de 11 ani sub care un părinte poate lucra cele 4 zile de acasă. Părinții care au mai mult de un copil cu handicap vor beneficia de încă 2 zile de telemuncă la cele 8 zile menționate anterior. Firmele nu au voie în nicio situație să anuleze aceste drepturi prin regulamente interne.